Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Elevii claselor a 12 au intrat ieri în febra examenelor de bacalaureat. Primul test la limba și literatura română l-au susținut Alolingvii. Ca în fiecare an, candidații au avut mari emoții, însă după examen mulți dintre ei au ieșit cu zâmbetul pe buze, spunând într-o limbă stâlcită de altfel că subiectele au fost simple. În fața centrului de bacalaureat din cadrul liceului Nicolae Gogol din capitală, atmosfera era încinsă la maxim. Lupta cu emoțiile a fost pentru unii elevi o adevărată provocare. Iar românski, eu zic, păi, dar cum susțineți examenul la limba română? Așa, ue. Dar nu, eu переживаю, și я сейчас не смогу ничего говорить. Da, general, așa știți limba română. Știu, dar eu переживаю, короче. Я очень нервный, я не могу дать интервью, я крайне нервный. Elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru un test cu 12 item. Majoritatea au ieșit de la examen cu zâmbetul pe buze, relaxat și sigur de ceea ce au scris. Asta deși mulți dintre ei nu au putut răspunde cine este autorul romanului Ciuleandra, operă despre care au compus câte un eseu. Nu țin minte. Dar cum ai scris eseu? Hai? Da. Bine, n-am scris eseu. Nu mai țin minte. Eu știu, dar nu mă gândesc la asta. Scris, nu țin minte, dar am scris 2 ceasuri și capul... Pe parcursul întregului examen, elevii au fost supravegheați de camere video, iar la ieșire din săl, fiecare a fost testat la detectorul de metale. Vașe CS. Mai mobilnă telefon. Понятно? Măsurile de securitate au strânit nemulțumirea unor părinți. Это концлагерь. Нельзя так. Это дети. На самом деле для деток это стресс. Acei părinți însă care sunt siguri de capacitățile copiilor lor spun că măsurile respective nu au putut să împiedice pe elevi să scrie bine. Trebuie să ne învățăm să fim cinstiți în toate. Ребята, которые хорошо занимались, они сдадут. Они знают материал, они готовились, поэтому камеры для них не страшны. Ну а кто уже и в школе пытался что-то такое сделать, и здесь попытается, тогда камеры помогут. Potrivit Ministerului Educației, 12 elevi din totalul celor peste 4300 care s-au înscris la proba de azi a bacalaureatului au fost alungați din sălele de examinare după ce au fost prinși cu pițuici sau telefoane mobile. Toți 12 vor încerca din nou să susțină testele deja anul viitor, fiind eliminați din această sesiune. Următorul examen de bacalaureat va avea loc vineri, când aproximativ 28.000 de candidați vor susține proba la limba de instruire. Despre modul de desfășurare și provocările examenului de bacalaureat 2014 discutăm cu invitații noștri de astăzi, domnul Grigore Vasilache, directorul liceului Mircea Eliade din capitală, Dragoș Vicol, expert în politici educaționale, și Mirela Panfilov, elevă în clasa 12 la liceul Gheorghe Asachi din Chișinău. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine. Pentru început aș dori să discutăm puțin despre examenul de bacalaureat de ieri, susținut de Alolink. De altfel, avem aceeași situație pe care o întâlnim în fiecare an. Există foarte mulți alolingvi care nu cunosc, fie nu își dau interesul pentru examenul la limba română. Cum calificați dumneavoastră atitudinea acestor elevi pe care i-ați văzut în imagine? Calitatea mea de filolog, de persoană care este preocupată în permanență de corectitudinea exprimării în limba română, vreau să vă spun că finalitatea acestui examen de limbă și literatura română pentru alolingvi este din start poziționat această chestiune greșită, și am să vă explic din ce cauze. Accentul trebuie plasat pe cunoașterea, pe exprimarea corectă în limba română, ori noi pornim de la premiza că cetățenii, deci vorbitorii alolingvi, ar trebui să se integreze în societatea noastră posedând un minimum de cunoștințe, un minimum de vocabular în limba română. Sunt ferm convins de faptul că această cerință, această exigență de a perfecta un eseu în baza operei lui Liviu Rebreanu Ciuleandra nici de cum nu ne poate edifica în privința cunoașterii limbii române. Este, din punctul meu de vedere, s-a urmărit surprinderea acestor absolvenți contrapied, pe picior greșit, să le punem o dificultate și să vedem dacă o vor putea surmonta. Ori noi ne propunem în calitate de... deci de experți, deci ca ei să posede limba română. Eu nu cred că dacă ei au înșirat, mă exprim așa cum este, deci niște propoziții răzlețite și au dat cu părere despre acest personaj, acest lucru certifică că ei cunosc, posedă limba română. Mult mai important era ca această probă să se desfășoare, dacă nu oral, atunci cel puțin mixt. Eu bat alarma de mai mult timp responsabililor de la Ministerul Educației, invocând oportunitatea desfășurării acestui examen atât mixt oral, cât și
deci scris. Și din păcate nu se ia în considerație acest fapt și ați văzut nivelul de cunoștințe, deci de posedare a limbii române, este unul descalificant. Până la urmă, pentru Alolingv, examenul de bacalaureat la limba română ar trebui să fie susținut similar cu cei care dau bacalaureatul la limba engleză sau limba franceză? Eu cred că nu. Cred că, într-adevăr, ar trebui să existe. Nu e vorba de o clemență. Ar trebui să existe, în primul rând, un mediu favorabil care să poată promova acest examen din perspectiva comunicării libere în limba română. Când mă refer la comunicarea liberă, trebuie să ținem cont de proveniența lor etnică, de faptul că ei ar trebui să se integreze în societatea noastră și să vorbească o limbă română la nivel elementar. Ori din perspectiva acestor item care au fost desfășurați, eu am văzut, după finalizarea examenului, exigențele care le-au fost puse în față, nici de cum nu putem vorbi de faptul că ei vor cunoaște limba română. Vreau să vă spun că marea majoritate, și aceasta este problema cea mai mare, a absolvenților liceilor de limbă rusă din Republica Moldova, ei sunt formați pentru a-și continua studiile în universitățile din Federația Rusă, până de una și în Ucraina, dar în virtutea faptelor ce se întâmplă acum în Federația Rusă. Asta este cea mai mare problemă. Deci vreau să vă spun că în majoritatea liceilor de prestigiu, nu doar din Chișinău, dar peste tot, atitudinea față de această disciplină, limba și literatura română, este una formală, fiindcă ei știu că ei se pregătesc în marea lor majoritate pentru a-și continua studiile în Federația Rusă. Asta este cea mai mare problemă, că noi finanțăm niște licee și niște instituții de învățământ liceal care pregătesc, furnizează viitoare cadre pentru universitățile din Federația Rusă. Asta este cea mai mare problemă. Și de aici apar o multitudine de semne de întrebare. Deci acest examen pentru ei practic este o piatră de potecnire. Ei vor să-l promoveze pentru a avea mai departe acces liber pentru susținerea bacalaureatului și înmatriculare. O să vedeți. Greșește ministerul atunci când elaborează itemii pentru bacalaureatul? Cu certitudine greșește, fiindcă în tendința de a-l face acest test cât mai sofisticat, de a surprinde niște finalități bombastice, așa foarte formulate într-o manieră foarte academică, uită practic de finalitatea, de scopul acestui examen, ca acești absolvenți să posede limba română. Vreau să vă spun că mulți dintre ei curent nu vorbesc limba română. Nu vorbesc nici acasă, nu vorbesc nici în stradă, nu vorbesc nici între colegi. Ori acest lucru este cea mai mare problemă. Deci, practic, acest examen se transformă într-o formalitate și ați văzut care este mesajul lor. Practic, ei își propun să susțină pe o notă trecătoare, o notă de 5, ca să nu aibă probleme în privința celorlalte examene de bacalaureat. Din punctul meu de vedere, ca să finalizez la acest aspect, deci mie mi s-ar părea foarte oportun ca, începând cu anul viitor, acest examen să se desfășoare oral, în prezența camerelor de luat vederi. Și atunci acest lucru se va vedea, modul lor de exprimare, de posesie a limbii române și atitudinea pe parcursul întregului ciclu liceal ar fi alta. Există asemenea discuții pentru a modifica modul de desfășurare a examenelor de bacalaureat pentru Alolingv? Au existat așa discuții și referitor la limba străină, engleză, franceză. Exact. S-a discutat ca să fie și scris și oral. Așa că putea să fie și la limba română pentru Alolingv. Dar vreau să știu dacă știți tot testul de ieri care a fost, l-ați văzut? Da. Adică vorbiți în cunoștință de cauză. Am văzut testul cap-coadă, l-am văzut și mie mi s-a părut chiar și formulările sunt inoperante, sunt utilizate o terminologie care, vreau să vă spun, este receptată a nevoie de unii copii medii chiar din școala națională. Iar pentru copiii care au studiat, deci, și v-am spus, mai ales vorbesc de atitudine, acest obiect mie mi s-a părut că a fost un test peste complexitatea medie. A fost unul care, așa se creează impresia, nu doar din partea părinților, dar și din partea specialiștilor, de a-i surprinde pe picior greșit și de a le mai pune o anumită barieră de promovare. Am văzut testul cap-coadă și vreau să vă spun, chiar din punct de vedere metodologic și din punct de vedere pragmatic, este un test peste media de dificultate. Deci, care este ponderea complexității atunci din acest test în testul pe care îl vor avea vineri, de exemplu? Deci aici vă spun în calitate, deci nu există, nu putem compara aceste două nivele, fiindcă în proporție de 80% testul la limba și literatura română pentru cei din școala națională se axează pe anumite competențe, dexterități și aptitudini, ceea ce vizează cunoașterea universului literar, exprimarea, deci viziunea complexă. Vreau să știu, pentru că dumneavoastră vorbeați despre complexitatea acestui test de bacalaureat pentru Alolingv, ca să ne dăm seama, totuși, există mai mult decât un adevăr în ceea ce spuneți sau există și alte opinii, eventual? Mi-e greu să răspund la această întrebare, fiindcă nu am analizat-o în profunzime. Sunt de acord cu dumnealui, fiindcă, într-adevăr, noi vrem să știm, să vedem cum copilul discută, exact. Adică și acest lucru vrem să-l vedem. Poate este ceva și din lucrurile care s-au studiat, dar anume ne interesează partea practică.
Sau varianta aceasta, ați văzut din reportaj, ei nu pot închega două cuvinte. Chiar mă întreb ce au mai putut scrie în test. Vine ziua de vineri, atunci când mai mulți elevi din clasa 12 vor susține examenul de limbă și literatura română și Mirela este în vizor acum. Cum te simți înainte de examenul de vineri și dacă ai făcut un prebac, ați avut asemenea teste, bănuiesc, ce spui despre complexitatea itemilor? Consider că un elev care cel puțin a trecut printre cărți, dar nu mai zic cel care a învățat, se va descurca destul de bine. Prebacul nu a fost complicat în viziunea mea, chiar a fost foarte accesibil și cred că un asemenea prebac ar fi foarte ușor și pentru Allolingvi. Nu știu ce mă așteaptă. De ce spui acest lucru? Ce conținea acel test prebac? Eu nu l-am scris în fața locului, l-am văzut prin internet pentru că aveam probleme de sănătate, deci era un lucru cu textul. Era subiectul 2 care viza un eseu și deja subiectul 3 care viza o cerere, o procură. Adică e foarte simplu. Și subiectul 2, mai cu seamă, sunt dați indici cum trebuie să lucrăm și deja răspundem la întrebări concrete. Adică ar putea da chiar și un simplu necunoscător de limbă, decât foarte slab. Atunci revin la prima întrebare. Ai emoții pentru examenul de vineri? Cred că am un pic, dar nu sunt atât de mari precum erau înainte. Dincolo de complexitate și de pregătirea pe care o ai cu siguranță, despre mecanismele de securitate și de supraveghere, care este părerea ta despre modul cred că sunt binevenite camerele de film de luat vedere, pentru că astfel vor stopa într-un fel frauda, deși sunt sigur că sunt elevi care vor găsi soluții cum să se informeze într-un fel, dar totuși, cel puțin pentru, să zicem așa, încurajarea celorlalți, sunt chiar deopotrivă în viziunea mea foarte la locul lor și nu mă stresează deloc, pentru că, cum s-a menționat, sunt și în magazine, sunt și pe străzi deja puse camerele de luat vederi și, din contra, pe elevii care au învățat, îi vor încuraja să-și arate competențele. Dar ce ține de aparatul de bruiaj, cred că la fel este binevenit, pentru că la examen, vă dați bine seama, nu intrăm cu telefonul mobil. Nu este încordată, închisată sau cum spunea doamna din reportajul pe care l-am difuzat la începutul emisiunii, seamănă cu un lagăr de concentrare sau ceva similar? Nu cred, pentru că în secolul nostru, unde, cum am mai repetat, este la fiecare colț câte o cameră de luat vederi și ne facem câte un chicken pe Facebook, un altă nu cred trebuie să ne frustreze aceasta, pentru că dăm detalii din viața personală mult mai, să zicem așa, intime pe rețelele de socializare și să ne frusticem de la un simplu examen care urmărește pur și simplu cum scriu elevii, nu cred că e o problemă. Până la urmă, de aceeași părere sunt și colegii tăi, există și păreri separate în liceu? Sincer să fiu, nu sunt împotriva camerelor, sunt care, adică au anumite emoții, pentru că, dar dacă mă voi mișca într-un anumit fel și vor crede că am copiat, dar în mare parte chiar și cei care, să zicem așa, sunt mai slab pregătiți, nu se tem de aceste camere. Practic intervine factorul uman, adică toți copiii au grijă ca nu cumva să fie interpretați diferit. În principiu, logica aceasta este un lucru foarte bun, fiindcă îi încurajează anume pe cei care învață și îi încurajează pentru a învăța. Ce se întâmpla până acum când se puteau de obținut note și altfel? Cei care învățau aveau o greșeală, două undeva și obțineau un 9, de exemplu, și cineva prin copiere, prin fraudă, prin altceva, obțineau un 10. Adică notele mai bune erau nu la cei care învățau, dar la cei descurcăreți, spunem așa. Lucrurile astea s-au implementat nu din niște dorințe de a face un lagăr de concentrare, cum a zis doamne, dar altă soluție nu avem. Am văzut ce anul trecut, având camere de luat vedere, fiind preîntâmpinați, fiind dați afară la primul examen, și la celelalte examen urmăreau să facă același lucru. Oameni buni, aceasta este societatea. De aceea suntem, Ministerul Educației este impus într-un fel, ca măcar prin felul ăsta cumva să... Și vreau să menționez o chestie. Dacă vă aduceți aminte anul trecut, societatea publică, deci cum se pronunța la acest lucru și cum anul acesta. Chiar ai uitat-o-și din reportajul dumneavoastră. Părinții de acum au înțeles că acesta este un lucru bun și benefic pentru copiii lor dacă au învățat. Chiar sunt subscriu în totalitate celor spuse de antevorbitorii mei. Într-adevăr, în comparație cu anul trecut în care se atesta o febră, o agitație exagerat de mare, deci existau foarte multe opinii mai puțin avizate cum că aceste practici ar fi neavenite, în acest an lumea s-a mai
a înțeles deci esența acestui procedeu, esența acestui procedeu ca fiind unul absolut normal și chiar din perspectiva examenului de ieri s-a observat că tentativa celor care au încercat să fenteze a fost mult mai mică. Deci este vorba de în jur de 10 persoane, 12 persoane, deci o cifră infimă în comparație cu anul trecut, când la primul examen s-au atestat multiple cazuri, mult mai multe de încercare de fraudare a acestui examen. Într-adevăr, ceea ce spunea Mirela este foarte bine, deci îmi pare foarte bine să aud acest lucru, în primul rând, din gura tinerii generații. Deci, într-adevăr, rezultatul va fi, tabloul va fi, rezultatul va fi mult mai real. Deci, într-adevăr, în baza meritocrației vom avea rezultatele pe care le merităm. Iar în ceea ce vizează prezența camerelor de luat vedere, eu cred că acest lucru ține de mentalitate, acest lucru deci, se va perpetua în timp, va exista o condiție în care se va înțelege perfect că fără prezența unor asemenea aparataje de luat vederi, practic este imposibil desfășurarea oricărui examen, fiindcă aceste camere sunt prezente și la susținerea examenilor pentru permisul de conducere și în alte cazuri, însă eu aș veni cu o propunere, deci ca aceste camere de luat vederi, deci ținând cont și de componenta economică, ar fi bine că ele să fie prezente și la pre-bac, la susținere de simulare a examenului de bacalaureat, ca un element de deci, de prezentare. Să existe, cel puțin din punct de vedere statistic, o înțelegere a modului în care percep elevii examenul de bacalaureat, dacă există anumite diferențe între eu cred că diferența, da, divergențele de opinii vor fi foarte infime în ceea ce vizează prezența sau neprezența camerelor de luat vedere. Eu cred că s-a înțeles că modalitatea de a fenta, de a frauda examenul de bacalaureat presupune tentativa, cel puțin presupune foarte mare riscuri și nu se merită de a încerca să comiți o asemenea infracțiune, fiindcă este vorba de o infracțiune, fiindcă consecințele sunt foarte grave. S-a ajuns până acolo și acest lucru trebuie făcut în primii ani. Ulterior, eu cred că va trebui să anulăm această prevedere. În eventualitatea în care este fraudat un examen, se anulează toate cele patru examene. Acest semnal este unul binevenit în faza noastră incipientă, tocmai pentru a transmite un mesaj că asemenea practici sunt totalmente neavenite și trebuie pedepsite ca atare. Dar nu este o măsură totuși prea radicală? Este una coercitivă. Eu am zis, pentru început este necesară pentru a descuraja totalmente și a încerca să anihilăm acest flagel. Sigur că, din punct de vedere, am vorbit cu unii juriști, mi s-au spus că pentru un cumul de infracțiuni nu poți să deci fii pedepsit pentru fiecare în parte, totuși chiar și în cadrul unui proces juridic, dacă vorbim așa ceva, nu sunt permise asemenea practici. Însă eu cred că nu se va merge până acolo încât vor fi deci înaintate în instanțele de judecată și se va înțelege că este mult mai ușor să nu nimerim în asemenea situații, să nu apelăm la asemenea practici, decât ulterior să avem de face în instanțele de judecată cu deci asemenea procese. Eu cred că pentru faza inițială, pentru anul ăsta și anul viitor, este foarte binevenită intervenția deci în forță acestor situații, tocmai pentru a descuraja și pentru ca anul viitor să avem un tablou cât mai aproape de realitățile concrete ale pregătirii absolvenților. Da, la acest capitol, înainte de toate, de prebac cu camere, scopul prebacului este, sunt două scopuri a prebacului, ca experții să verifice itemii și doi, elevul să-și dea seama cam despre ce e vorba la bacalaureat. Eu cred că acolo unde sunt camerele, adică nu e nevoie de careva lucruri financiare adăugătoare, ar putea directorii să încerce. Ar fi foarte sigur, bine, dar cum a zis și Mirela, de acum noi suntem deprinși cu aceste camere peste tot, că nu știu dacă chiar e obligatoriu acest lucru. Cât privește propriu zis examenul și de acum când scrim, ziceam mai devreme, factorul uman, fiindcă dacă președintele comisiei, dacă toți observatorii își îndeplinesc anume în tocmai cum trebuie să îndeplinească funcțiile, totul o să fie bine. Același detector de metale, nu o să îmblă nimeni printre rânduri în timpul examenului, pur și simplu să verifice dacă cumva să aude ceva sau nu. Au existat asemenea cazuri? Nu au existat, am înțeles că vor fi aplicate în caz de suspiciune. În caz dacă camerele de luat vedere, cum zice domnul director, vor surprinde anumite situații suspicioase, jenante, atunci se va putea, deci se va putea interveni. Însă eu nu cred că aceste practici vor fi introduse. Eu cred că este vorba totuși cel mai important, dincolo de aceste aspecte tehnice propuse, de conștientizarea faptului
că examenul este un potou, este un finish la care trebuie să avem practic rezultatele pe care le-am achiziționat. Eu și aș vrea să punctez o altă chestiune. Eu am intervenit anul trecut către Ministerul Educației și sper din tot sufletul că aceste lucruri vor fi luate în considerație ca nota finală la examenul de bacalaureat, la examen mă refer, deci să nu fie nota propriu-zisă pe care elevul a obținut-o la examen, ci să fie cumulată cu rezultatele obținute la această disciplină pe parcursul celor clasa 10-a, 11-a și a 12-a, celor 3 ani de studii. Fiindcă pot exista anumite situații în care itemele au fost formulate într-o manieră mai puțin accesibilă, pregătirea, starea de sănătate și alte deci elemente constitutive pot duce la faptul că rezultatul la examenul propriu-zis, mă refer în caz special la examenul de limba și literatura română, să fie o notă de 6. Și atunci ar fi foarte bine, nu e vorba de un colac de salvare, ca totuși pentru veridicitatea acestui rezultat să se țină cont de pregătirea elevului pe parcursul întregului ciclu liceal. Dacă e să vorbim nu e bine lucrul ăsta și anume de aceea s-a mers la examen extern, de anume de aceea să întreprinde toate aceste lucruri să te aprind, ca să fie un examen unde se știe dinainte că a fost scris corect. Cât privește celelalte note, iată și Mirela poate să ne spună, pe parcursul anilor se mai întâmplă diferite lucruri. Și atunci, plus la aceasta, anul trecut am văzut analiza Ministerului Educației unde era comparația dintre notele elevilor la semestre și nota la BAC. Vreau să vă zic că în unele locuri chiar era o diferență foarte mare. Și atunci lucrul ăsta ar diminua într-un fel examenul de bacalaureat. Cred, practica la universitate, deci nota la examen pe care îl apreciez, îl pun unui elev, este formată din 0,6 pentru cunoștințele lui achiziționate pe parcursul semestrului și doar 0,4 pentru examenul propriu-zis. Mie mi se pare că această formulă ar putea fi aplicată cu condiția, sigur, cum spune domnul director, ca și pe parcursul celor 3 ani liceali, să fie o atitudine cât mai echidistantă față de aprecierea cunoștințelor elevilor. Până la urmă ne așteaptă mai multe examene pe care le vom urmări cu atenție, dar între timp, pe diferite site-uri de anunțuri, există foarte multe oferte tentante, bănuiesc, pentru mulți dintre elevii clasele la 12, pentru a frauda un examen, două sau mai multe. O să vă arăt acum în imagini unul dintre asemenea anunțuri pe un site din Republica Moldova, care oferă la prețuri foarte mici, de 145 de lei. Există și microcăști care nu sunt detectabile pentru 800 de lei sau 169 de euro. Explică și mecanismul. Sunt foarte ingenioși cei care oferă aceste tipuri de microcăști. Dacă e să vedeți în această imagine, de exemplu, din mijloc, cât de micuță este această cască, care poate nici nu poate fi detectată. Nici nu știm dacă a fost aplicată la vreunul dintre aceste examene. Cu siguranță, dacă ar exista cineva care să deconspire, atunci nu știu ce s-ar întâmpla. Ar trebui să existe din nou o reverificare a tuturor elevilor sau până la urmă cum luptăm atunci cu frauda. Este în măsură ministerul sau cei care își doresc să stopeze acest fenomen de fraudă la examenele de bacalaureat? Vorbeam mai devreme despre faptul că dacă s-a observat o fraudă, de ce să fie anulate toate examenele. Iată un exemplu. Cu părere de rău, unii inventatori... Mai sigur că în cazul acestor microcăști... E vorba de toate examenele. E vorba de toate examenele și poate detecta. Asta e și problema. Și vorbeam exact. Și cu cineva din copii care ziceau, păi în principiu dacă un elev copie la un examen, probabilitatea că el a copiat sau celălalt este foarte mare. Da. Și din motivul ăsta, anume Ministerul Educației, cred eu, a introdus această opțiune ca să fie anulat toate examenele. La urmă, această măsură coercitivă este bună sau nu, având în vedere că există și ceea ce spunea Mirela, există mai mulți elevi cărora le este frică, nu cumva să se întoarcă, să facă o mișcare la stânga sau la dreapta. Da, întorcându-se și verificând că totul e normal, o să scrie mai departe, dacă chiar întâmplător ceva se întoarce. Adică nu înseamnă că îl dă afară numai de faptul că o întors capul la stânga. Ori există și alte posibilități sau alte cazuri când elevii își pot face fițuici doar pe anumite examene, atunci, acolo unde se simt mai puțin pregătiți. Sigur că paleta este una foarte vastă a eventualelor infracțiuni. Nu putem exclude în totalitate și eradica acest flagel.
Și în această cauză s-a mers pe această premiză că în eventualitatea în care este surprins la unul din examen, deci să nu încerce nici măcar să fraudeze, să fenteze un examen, fiindcă deci pedeapsa va fi cumulată, cumulativă. Iată din ce cauză, chiar dacă există anumite discipline sau anumite, deci în care elevul nu este pregătit, nu ar trebui să recurgă la aceste acțiuni, fiindcă va fi pedepsit cu asprime în totalitate, pentru întreg spectrul examenelor de bacalaureat. De eradicat sau de exclus în totalitate aceste fraude este cu tot imposibil. Deci până la urmă trebuie să mizăm, cum spunea domnul director, și pe factorul uman. Pe factorul uman în sensul că trebuie conștientizat faptul că a copia, deci este practic o infracțiune, mai mult decât atât, este antimoral, antietic. Acest lucru trebuie perpetuat și explicat pe parcursul întregului ciclu și primar, și gimnazial, și liceal, deci doar cu bâta, doar cu metodele coercitive de care amintiți dumneavoastră, în totalitate nu se va putea face regulă. Trebuie să apelăm și la obraz, trebuie să apelăm și la factorul etic-moral, în caz contrar, efectele se vor lăsa mult timp așteptate. Mirela, să ne spui, te rog, ce examene de bacalaureat vei susține și care sunt probele pe care le-ai ales la alegere? Anul acesta voi susține proba la limba română, limba franceză, istorie și proba la alegere, geografia. Profilul uman, deci ești profilul uman. Da. Dintre toate aceste examene, există vreunul care ți se pare mai complicat sau pentru că ai mai multe emoții decât la limba română, că am înțeles că nu e nicio problemă, nu prea ai emoții la acel de vineri. Cred că nu am emoții, de fapt, la limbi. Ce ține limba franceză și română, nu am emoții, dar la geografie și istorie un pic am, pentru că nu ne putem aștepta ce poate fi în acei item. Adică sunt ani când a fost foarte ușor, dar alți ani când erau probleme la geografie mai că din fizică, cu formule care trebuia să știe o precizie de 100%. Și asta un pic te punea în gardă când ești sub stres, sub emoții. Dar la istorie nu cred că e o problemă, de ce obțin dacă scrii cauza, efectul și eseul și lucruri cu documentul, deja ai un punctaj, cred că bun. La geografie să aveți și atlasurile? Da, geografia, cum spuneau, cea mai mare că este atlasul. Care îți permite la... Și dacă știi să-l utilizezi în sensul bun al cuvântului, îți poate oferi o multitudine de răspunsuri. Adică cea mai mare provocare din câte discuți cu colegii sunt problemele la geografie, care nu știm ce vizează în acest an. Până la urmă, acești iteme la proba de geografie la bacalaureat pot fi considerați prea complicați pentru un examen de geografie care e până la urmă un examen la alegere. Dacă e vorba totuși de formule care, pe care nu le utilizezi până la orele, sau bine zis, mai bine zis, nu le studiezi în fiecare semestru sau zi la geografie. Vreau să vă zic că din informația care o dețin, noi avem cel mai mulți elevi anume solicitare aleg geografia. Nu se sperie elevii de unele lucruri chiar dacă apar. Bine, până la urmă, altul când n-are ce alege, alege ceva din ce poate. Și asta exact. Evident. Dar în principiu, de obicei, să alege geografia. Foarte mulți aleg. Și chiar discutând cu elevii, așa și îmi spuneam. La geografie e mai ușor de susținut. N-aș zice că e așa de complicat din punctul meu de vedere. Nu știu. Văzusem și proba de geografie și de biologie, le-am făcut cu profesoarele mele și pot spune că proba de biologie e mult mai ușoară ca cea de geografie. De vorbești ce? De anul acesta? De anul acesta, da. Pre-bacul, chiar și bacul de anul trecut am făcut proba de biologie. Ca dificultate, adică deci, la geografie se cere un răspuns mai științific, adică nu ai voie să răspunzi competent într-un fel, adică trebuie mot-a-mot practica în carte. Pe când la biologie, adică se cere opinia ta vis-a-vis, de exemplu, o boală, adică este o libertate de expunere. Și sincer să fiu acum regret în principiu că am ales proba de geografie, însă totuși sper că o voi da bine. Și... Este încurajată creativitatea răspunsului, este... încurajată, practic, din ceea ce am înțeles la biologie, discernerea din mai multe variante, da. Prezentarea propriului unghi de vedere, în comparație cu geografie, care se pare că autorii acestor teste au fost mult mai statici și au formulat niște întrebări care reclamă niște răspunsuri mult mai exacte, ceea ce pe mulți dintre absolvenții îi pun în dificultate, deci în sensul că dacă au deviat puțin de la răspunsul clasic propriu-zis, deci nu se acceptă o varietate și o multitudine de variante de exprimare. Însă, până la urmă, vreau să vă spun și aș vrea să abordez și această chestiune, vreau să vă spun că, ținând cont de faptul că examenul de bacalaureat este unul complex, eu aș pleda ca anul viitor, totuși în al doilea semestru, pentru absolvenții claselor finale, clasa 12, în totalitate, copiii să se poată dedica doar examenelor de bacalaureat.
Mă refer ca acest efort să prezinte doar pregătirea pentru examenele pe care și le-au ales. Deja se știe la jumătatea anului pentru ce examen au pledat și atunci eu cred că examenele, cum ar fi în cazul Mirelei, nu am nimic împotrivă, fizică, chimie, alte obiecte care nu se vor regăsi în grila de bacalaureat în cazul ei, să le se acorde o atenție, dacă nu mai mică, atunci în totalitate să fie, nu că excluse, dar să nu se acorde o atenție prea mare. Eu mă uit în cazul fiului meu, care este în clasa 10 la liceu Spiro Caret, profil umanist. Anul acesta au susținut teze la două dintre disciplinele reale. Stau să mă întreb care este logica, deci de a susține la chimie, de a susține la matematică, niște teste. Bine, se motivează prin faptul că în eventualitatea în care pe parcursul vieții va dori să îmbrățișeze un domeniu care are tangențe cu profilul real, îi vor fi de bun augur și aceste cunoștințe. Însă pentru această probabilitate, care poate fi, poate nu fi, se poate apela la niște ore, deci facultative, la niște ore opționale, nu e necesar de a impune obligativitatea acestor obiecte. Iar minte în clasa 12, eu cred că al doilea semestru, ținându-se cont de faptul ce obiecte vor fi susținute, copiii trebuie grupați și să se studieze, deci într-un regim preferențial, într-un regim avansat, într-un regim susținut, anume aceste discipline. Fiindcă dacă o să întrebați pe Mirela, o să vedeți că la finalul semestrului au avut diferite finalități, probe, examene la chimie, la fizică, care practic i-au sustras de la pregătirea pentru examenul propriu-zis de bacalaureat. Este așa, Mirela? Da, este așa. Chiar anterior, într-o emisiune de la Publica TV, am menționat exact ce spunea și domnul, pentru că în al doilea semestru nu s-a acordat timp pentru pregătirile de bacalaureat. Dar fiecare profesor viza pentru obiectul său. La matematică până în luna mai exact. Am avut de susținut proiecte și cine nu susținea, deci avea probleme cu profesoara. Așa a fost și la chimie, deși la chimie a fost mult mai înțelegătoare. Pot spune că cel mai înțelegător a fost profesorul de fizică, deși au continuat testele și tot felul de încercări la obiectele care nu vizează profilul nostru. Și consider într-adevăr, într-un fel anormal, să practicăm încă în al doilea semestru obiectele care nu sunt legate de profilul uman sau real. Lucrul ăsta, dacă poate fi rezolvat numai la nivel de minister, da, sigur, numai la nivel de instituții, profesorii aveau planurile lor de lucru și nu puteau altfel să procedeze. Deci nici nu punem în sarcina responsabilitatea profesorilor, dar mie mi se pare atitudinea prea statică la acest capitol la Ministerul Educației. Eu am semnalat, am înaintat diverse demersuri și din partea altor experți în politici educaționale și din păcate procesul trenează, din păcate nu există o reacție adecvată, se fac trimitere la planul de studii, la obligativitatea îndeplinirii acestui plan și vreau să vă spun că foarte, foarte mult timp, dar și eforturi sunt risipite în van de către elevi atunci când trebuie să se pregătească la obiectele conexe celor de la bacalaureat. Dar există totuși o motivație din partea liceelor din Republica Moldova pentru ca acești elevi din clasele terminale să se concentreze mai mult pe pregătirea pentru a susține examenele de bacalaureat decât pentru celelalte obiecte. Și până la urmă mai există și un alt factor, profesorii de materii reale. Se simt în cazul ăsta izolat sau dați deoparte, se simt pentru altfel. Profilul uman există și pentru profilul real și invers. Până la urmă, vreau să vă zic să că în principiu problema asta se rezolva așa, combinat, fiindcă orele decurgeau cum urmau să decurgă, dar în paralel profesorii, având grupul de elevi care susțin la disciplina dată, vorbesc mai mult la solicitare, dar cei de bază obligatoriu, aveau adăugător consultații, lecții adăugătoare sau la lecțiile dumnealor chiar lucrau numai în direcția pregătirii pentru bacalaureat. Inclusiv prebacul, cine n-a susținut prebacul în grila ministerului, la ore au luat lucrarea și de asemenea o verificau, analizau, iată cum a zis și Mirela, testele din alți ani. Sigur că da, deci se lucra în paralel și la acela. La ce spuneți dumneavoastră, vreau să zic că Ministerul Educației de acum a făcut un pas, fiindcă s-a permis pentru unele cei până când e adevărat, dar de acum ușa e deschisă, să, în genere, din clasa 11 să fie un număr de discipline cu mult mai mic, la solicitarea elevului, obligatoriu 4-5 și ceva adăugător. Pasul ăsta de acum ne aduce aici unde zicem noi, fiindcă evident elevul alegând aceste 4 discipline, acestea vor fi și la bacalaureat. Va fi un lucru mai pozitiv. Mai există o problemă pe care, din păcate, nu este abordată, fiindcă se uită deja, ne axăm doar pe problematicile examenului de bacalaureat de anul acesta. Mai există o problemă foarte complexă în ceea ce vizează absolvenții anilor trecuți care n-au susținut examenele de bacalaureat.
Practic nu există o formă viabilă de pregătire a acestor absolvenți. Deci anul trecut, cei care n-au susținut examenul de bacalaureat, practic un an de zile s-au aflat într-un vid. Bine, ei au putut studia la așa zisele cursuri de competențe academice, s-au putut instrui separat, însă vă rog să mă credeți că eficiența acestor cursuri este una foarte, foarte slabă. Deci, dacă nu ai susținut în primul an examenul de bacalaureat, probabilitatea de a susține repetată se reduce foarte, foarte mult. Deci, ce spune... Asta ar însemna că ministerul uită de acești elevi. Nu uită. Eu aș vrea să fac un mesaj din punctul ăsta de vedere ca examen. Să se insiste pe evitarea, deci, fraudării examenului de bacalaureat, fiindcă eventualitatea în care nu vor susține din asemenea, deci, considerente examenul de bacalaureat, își vor complica foarte mult parcursul academic ulterior. Și mai există încă o chestiune care ține de factor uman, ceea ce spunea domnul director, și sunt convins că o să mă susțină. Vreau să vă spun că este mult mai simplu pentru un elev care este pregătit chiar și mediu să se bazeze pe propriile cunoștințe, fiindcă în eventualitatea în care încerci să fraudezi, să cauți anumite surse, practic ți este perturbat întregul sistem emoțional. Nu te poți concentra și cauți în permanență anumite, deci, ieșiri din situații, anumite scheme, anumite stratageme care practic îți complică ție însuși, îți complică, deci, scrierea propriu-zis a lucrării. De asta vreau să fac un îndemn către toți absolvenții să se bazeze pe propriile cunoștințe și în eventualitatea în care chiar nota nu va fi cea scontată, din vari motive, obiective, mai puțin subiective, totuși cel mai important este că acest examen a fost susținut cu puterele proprii. Întocmai sunt de acord cu dumneavoastră și, într-adevăr, asta este cea mai... Două probleme eu le-aș vedea. Prima problemă care, iată, el e în așteptare și se gândește, oare o să reușesc, o să ajung, am să reușesc să transmit și așa mai departe. Și a doua, el nici nu se poate concentra. Da, la da. El nu citește itemul. Poate acolo, într-adevăr, e un item că el ușor l-ar putea realiza. Nu-l citește, nu intră în esență, se gândește cu totul altceva și din punctul ăsta de vedere, respectiv... Dacă e să vorbim despre anii trecuți, la care dintre examene s-a putut observa o mai mare rată a fraudelor sau a încercărilor de a copia? Eu nu cunosc o asemenea statistici și asemenea incidențe, nu cunosc. Mie mi se pare totuși că o rată mai mare, deci, se atestă la primele examene și eu cred din această necunoaștere, din această dorință de a identifica anumite modalități de surmontare a acestei dificultăți, însă cred că pe parcursul examenelor și pe parcursul anilor, deci lucrurile vor reintra în normalitate. Până la urmă mai există și un alt aspect, pentru că aici în Chișinău vorbim despre un alt contingent, vrem nu vrem, chiar dacă e să judecăm subiectiv la acest capitol, în teritoriu există mai multe emoții ale elevilor atunci când merg la centrele de bac și aici mă refer nu doar la camerele de supraveghere sau la detectoarele de metale, mă refer inclusiv la escorta celor de la Inspectoratul de Patrulare. Până la urmă, este un factor de stres pentru acești copii sau nu este? De ce? Pentru că el e bucuros că merge la un examen în prezența sau escortat de un polițist. Dar nu trebuie să ne uităm că e escortat. De clasa 12. E ghidat, e condus de un polițist. Le eliberează drumul, le face așa ca să nu aibă probleme. Domnul director are dreptate. De abuteiaj și așa mai departe. Problemele pot fi văzute, orice probleme poate fi văzute din două puncte de vedere. Fix așa și aici. Trebuie de schimbat, invers. Pe noi, uitați, ne conduc până la centru. Și aceasta e escortă, practic. Și așa mai departe. Și atunci, până la urmă, cine îi escortează? Părinții sau frații sau cineva din colegii lor. Și nu îi escortează în sens cu bătăi, cu nu știu ce. Pur și simplu le spun, haideți copiii ca să nu reușim, să nu întârziem, să reușim la timp, mergem încolo, noi să vă ajutăm să ajungem până încolo. A să fie evitate anumite situații de pe traseu, sigur. Păi asta e scopul, nu e alt scop, că nu cumva el să dizerteze, să fugă în timpul cu mergerile la examen. Trebuie de uitat la lucruri și anume așa cum ele sunt sau trebuie să fie văzute. Și atunci totul revine în normă. Și aceiași părinți sunt bucuroși că, da, ia uitați-vă, copiii noștri au grijă și îi duc ca să... Aici ar trebui să discutăm, pentru că nu toți sunt de aceeași părere. Da. Există foarte mulți părinți din regiune, dar și din Chișinău până la urmă, care susțin că este vorba totuși despre un factor de stres. Bine, acum, unde ar trebui totuși să se lucreze? La mentalitatea părinților atunci când vorbesc cu diriginții sau când vin împreună cu copiii înainte de examenele de bacalaureat sau ar trebui să existe o campanie de informare cu mult timp înainte de examenele de bacalaureat să meargă cel puțin acel polițist sau cineva de la INP
care să facă eventual cunoștință, să discute cu ei, ca aceștia în dimineața dinaintea examenului de bacalaureat să se simtă liniștiți și perfect în ordine. În primul rând, metodologia de desfășurare a examenului de bacalaureat prevede ca toți părinții să fie, tuturor părinților să le fie adus la cunoștință modalitatea de desfășurare a examenului. Respectiv, fiecare din părinți au semnat că ei știu despre modalitatea de desfășurare a examenului de bacalaureat și așa mai departe. Dacă dumnealui crede că copilul se va stresa fiind escortat cu poliția, n-are decât să rezolve altfel problema. Îl duce dumneavoastră cu mașina, rezolvă, știu că se rezolvă și altfel. Și atunci nu e nicio problemă. Copilul lui să ajungă la timp la centrul de bacalaureat. Dar nu contează cum a ajuns. Dacă nu dorește prin metodele acestea. Plus la asta, sunteți perfect, aveți perfectă dreptate. Toți trebuie să lucreze, fiecare la locul său. Dirigintele, directorul, altcineva de la poliție, să le lămurească părinților, elevilor, care este scopul adevărat. Și atunci, dacă tot o să fie înțeles, nu cred că pot apărea probleme. Bine, aveți dreptate, 100% aveți dreptate, subscriu acestor chestiuni pe care le abordați, totuși trebuie să atestăm că există aceste fobii, aceste temeri, nu că se justifică, dar se explică oarecum și datorită faptului că volens-nolens există un transfer din ceea ce se întâmplă în societate, în clasa politică și ceea ce se întâmplă la examenele de bacalaureat. În sensul că lumea este răvășită în marea majoritate și nu mai crede în corectitudinea desfășurării oricăror procese, indiferent că vizează sistemul educațional, sistemul economic, și în această cauză apar foarte multe teme. Scopul nostru, așa cum spunea domnul director, și al experților, și al directorilor, și al profesorilor, și al părinților, este ca să liniștim această situație și să spunem că totuși în sistemul educațional ingerința politicului, ingerința altor factori este minimalizată. Până la urmă, părinții observă, văd care sunt valorile, inversarea, mai bine zis, acestor valori. Și apar foarte multe speculații, fiindcă vreau să vă spun, în ultimii ani am fost în câteva rânduri președinte al Comisiei Examenilor de Bacalaureat, foarte, foarte multe speculații, foarte multe bârfe, foarte multe informații care nu au dreptul la existență în virtutea faptului că sunt, deci nu au niciun suport legal. Se discută despre mită, se discută despre deci, majorarea notelor, despre diverse fenomene care, atunci când încerci să le analizezi, nu au niciun suport faptic. Absolut. Eu nu zic că ele nu există în totalitate, dar vreau să vă spun că se speculează foarte, foarte mult în privința supraevaluării cunoștinților, în privința factorului de trafic de influențe și așa mai departe. Vreau să vă spun că elevii, ca și părinții, ca și profesori, înainte de acest examen, au nevoie de o situație de calmitate. Asta este cel mai important. Un climat de calmitate care le va asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a examenului de bacalaureat. Sigur că acest examen este o probă de maturitate, dar să nu uităm de faptul că marea majoritate a absolvenților sunt majori. Sunt trecuți deja de 18 ani, iar acest lucru trebuie lor să le imprime o condiție, că deja sunt stăpâni pe propria situație. În plus, mă iertați, în plus, dacă sunt pregătiți, cum a zis și Mirela, măcar la nivel mediu, mulți colegi, atunci eu nu cred că există probleme de susținere a acestor examene. Dincolo de examenele de bacalaureat în prezența camerelor de luat vedere, a detectoarilor de metale, a polițiștilor eventual, mai există și un alt aspect pe care îl doresc să-l atingem aici, pentru că în multe centre de BAC, examenele vor fi desfășurate până în salile de festivități sau în cantine. Mirela, unde vor fi susținute examenele la Liceul Gheorghe Sachi? Examenele Liceul Gheorghe Sachi vor avea loc la Liceul Antioh Cantemir, însă aceștia nu au fost foarte ospitalieri și nu am văzut unde vor avea loc exact proba de bacalaureat. Ați mers la acest liceu? Am mers și era închis, nu ne-au primit, adică era deschis, mai bine spus, dar nu ne-au primit, ne-au vorbit în limba rusă și nu ne-au acceptat. Din câte știu pe hol, cum au motivat? Nici de cum nu au motivat, au spus că luni au alolingvii examen și nu pot primi. Atât. Și nu ne-au spus când... Ați mers când... Vorbeam de factor uman. Am mers duminică. Era ora 11, am mers, deci conform datelor din minister, trebuie să vedem liceul unde vom ține. Aceștia nu ne-au primit, au spus... Conform celor de la minister, ați avut o oră sau câteva ore? Da, de la ora 11 până la ora 2. Centrele de bacalaureat. Practic să înțelegem că se încalcă până da, și au spus că nu se supun ministerului dat. Atunci eu am spus că bine vorbim cu ministerul, de ce ne-au transferat la un liceu care nu se spune Ministerului Republicii Moldova.
Și deja au intervenit cei așa de la Așa v-au explicat da. Cei de la Antioch. Aici probabil nu s-a ținut cont de faptul, a fost o scăpare din partea Ministerului, că în acest liceu se desfășoară și proba de limbă și literatură română pentru Alolimb. Și sigur că duminica, aflându-se în febra pregătirilor, deci nu vreau să-i justific de ce a apărut această situație. Sigur că trebuia prevăzută din start această situație și ziua ușilor deschise pentru aceste cazuri să fie transferată fie sâmbătă, fie duminică de dimineață, nu la ora 11, să se găsească o modalitate ca într-adevăr și Mirela și colegii să vadă propriu-zis terenul, dacă ne putem exprima așa, în care se vor desfășura ostilitățile examenului de bacalaureat. Important este totuși ca acești copii să meargă să vadă unde se vor desfășura examenele. Cred că este foarte important pentru că trebuie să ne familiarizăm cu locul unde vom da și să cunoaștem cât de cât ambianța. Erau vorbe că să cunoaștem unde să punem anumite fițuici. Nu este corect, adică așa s-au exprimat cei de la Antioch. Că adică veniți la examen ca oamenii și nu cătați locuri pentru fițuici. Nu e asta. Scopul e să vedem cum sunt amplasate chiar și numerele. Fiecare are numărul său. Nu pot să mă duc în ziua examenului să cat în grabă unde e numărul meu. Și cred că e foarte necesar. De exemplu, la liceul meu, nu de laudă sau ceva, dar s-au ocupat bine de elevi, au primit, i-au arătat cum lucrează detectorul de metale și toate celelalte utilaje tehnice. Deci... La liceul Gheorghe Sachi, pentru ceilalți care pentru merg, ceilalți la, acest, care merg la, acest la, la acest liceu, la acest centru de bacalaureat, unde vor fi susținute examenele? Pentru... Unde? Ca și spațiu. Păi, la Antioch Cantemir. Mă refer la cei care vin la liceul Gheorghe Sachi. Cei care vor liceul dumneavoastră sunt organizate locurile de sunt organizate în sala mare de festivități și în sala de sport, pare mi se. Și pe coridoare, evident, unde este lumină mai, da. Până la urmă există această problemă unde se susține examenele de bacalaureat. Înțelegem sălile de festivități, mai puțin înțelegem sălile de sport și cantinele, da. Mai cu seamă cantinele. Se reflectă cumva locul în cazul ăsta, dacă e vorba de cantină sau de sălile de sport, asupra dorinței sau asupra concentrării, asupra itemelor pe care îl are elevul atunci când trebuie să scrie și să se concentreze? Mie mi se pare că, într-adevăr, spațiile sunt inadecvate atunci când vorbim despre cantine, atunci când vorbim despre săli de festivități și ar mai exista încă o solicitare, deci o doleanță din partea mea, dacă este posibil, totuși, absolvenții să susțină examene de bacalaureat în liceele în care au învățat. Nu văd o necesitate stringentă, o necesitate absolut imperioasă de a-i transfera pe elevi de a susține în alte centre de bacalaureat. Și pereții te ajută. Există o vorbă care sună foarte, foarte adecvat, foarte corect atunci când ai de susținut. Bine, cu alte componențe de profesori, ca să nu existe factorul subiectiv. Însă cred că dacă Mirela și colegii ar fi susținut la liceul Gheorghe Asache în sălile lor de curs, cu echipamentul adecvat, tehnic, mă refer video, nu cred că ar fi fost un capăt de țară sau ar fi influențat negativ această situație asupra corectitudinii exercitării dreptului de a scrie aceste examene de bacalaureat. Nu văd până la urmă și argumentele ministerului au fost invocate pentru a asigura obiectivitatea, pentru a asigura deci neingerința în anumite chestiuni, însă nu m-au convins pe mine. Eu aș pleda pentru faptul că elevii să susțină examenele din anii terminali, să susțină examenele în instituțiile pe care le-au absolvit. Asta este opinia mea. Domnule Vasilache. Examenul de bacalaureat și diploma de bacalaureat care o obțin absolvenții noștri, din fericire, este recunoscută oriunde. Anume datorită faptului că examenele de bacalaureat se organizează extern. Asta este un principiu care nu noi ne l-am vrut, dar este obligatoriu ca să putem, sau elevii să poată folosi această diplomă peste hotare. Nu... Poate cu timpul vom ajunge la ceea ce ziceți dumneavoastră. Astăzi eu, de exemplu, nu aș vedea cum ar putea Ministerul Educației să soluționeze problema aceasta, ținând cont de cele ce v-am spus. Referitor la ce vorbeam mai devreme, de mită, de nu știu ce, eu mi-aduc aminte un caz de 98, când eram președinte la centru de bacalaureat, când prima dată a fost un centru republican, și a venit viceministru, ne-a chemat pe toți președinții de centru și a zis, de comisii, și a spus, oameni buni, voi luați mită. La care noi toți unul la altul, dați-ne argumente. Bine, argumentele o să fie, de iată, noi am fost informați de puterile competente care ne-au spus că se ia mită. Ca până la urmă, peste 3 zile, să ne aducă informația. Da, se lua o mită. Să vedeți ce schemă interesantă și frumoasă de a face bani. Se ducea în o gradă unde era centrul de bacalaureat, vorbea cu unii părinți, vreți ce notă vreți? 8, pentru 8 atâta, pentru 9 atâta, pentru 10.
Persoana care lua banii nu știa pe nimeni și nu vorbea cu nimeni. Dar după examen se apropie să uită la note. Aha, uh-huh. Cel are 8, să-mi iei banii, cel are atâta. Ți-i dau înapoi. Și chiar au fost cazuri, au fost atunci, reținut vreo două, au fost cazuri când li s-au întors înapoi banii, când nu am putut să rezolv. Dar era adică o escrocherie. Fiți atenți, dragi colegi, dragi părinți și elevi, nu încercați să dați bani la nimeni, fiindcă toate aceste reguli care se impun, anume pentru a stopa aceste lucruri. Și dacă toată lumea o să se ducă, susțină examenul cu propriile cunoștințe și nu o să îmble prin alte mijloace cu diferite metode, o să scăpăm poate în scurt timp și de aceste camere și de aceste detectoare și poate o să revenim în instituții, dar trebuie să avem un feedback, o reîntoarcere dincolo, că gata, lumea noastră înțeles că trebuie de dus la examen altfel. O să vedem cu certitudine care este rata de admisibilitate anul acesta față de anul trecut, pentru că în 2013 au existat mai multe voci, ba și proteste la Ministerul Educației. S-a cerut și demisia într-una din aceste manifestații și demisia doamnei ministru. Până la urmă s-a dovedit a fi un bun exemplu și o bună metodă pentru a susține bine examenul de bacalaureat. Vom vedea care este într-adevăr rata de admisibilitate. Până la urmă, acești elevi merg mai departe la facultăți. Și mă întreb dacă există cel puțin o legătură sau o modalitate de comunicare între licee și sau dacă ministerul a prevăzut felul în care examenul de bacalaureat joacă, ce rol joacă în examenele de admitere în facultăți? Eu cred că există o legătură directă. Cu cât deci nota va fi mai reală, va reflecta condiția meritocrația, cu atât în baza examenilor, în baza mediilor de la examene de bacalaureat, se va putea face o triere mai adevărată a celor care vor deveni la 1 septembrie studenți. Eu cred că atunci se va exclude în mare măsură probabilitatea ca cei care au obținut deci, note prin alte metode să fie înmatriculați în baza locurilor bugetare. Eu cred că există o legătură directă. Cu cât se vor intensifica aceste metode și rezultatele vor fi mai reale, cu atât vom avea niște studenți care vor reflecta într-adevăr situația autentică pentru a fi înmatriculați. La acest capitol, păi, știu că există un corp al rectorilor. Asta și era miza examenilor, miza examenilor de bacalaureat, fiindcă, așa zic de la facultate colegii, că e rău că nu avem examen, dar examene de intrare nu există. Da. Și atunci toate, sau studenți devin pe baza acestor examene de bacalaureat. Deci aici vreau să atenționez părinții, iarăși, care cu orice preț luptă, înainte era mai tentant să lupți că să ai o medie mare la bacalaureat. Fiindcă intrând odată sau fiind student la facultate, la buget, erai pe 3 ani sau pe 4 ani. Acum nu mai este acest lucru. Ești doar un semestru acum. Un semestru. Până la prima sesiune. Și după aceea să iau rezultatele primii sesiuni. Primii sesiuni. Și atunci chiar nu văd de ce săriște un elev să aibă notă cât mai mare ca să ajungă la buget. El, dacă are cunoștință, o să demonstreze la iarnă că el merită acea bursă. Și asta a fost un pas de mult așteptat și foarte bine că l-a implementat Ministerul Educației de asemenea, fiindcă gata să vede la prima sesiune cine sunt. Noi știm doar practici internaționale. În general, la primul an e pe oricine. Absolut. Așa. Și după primul an de emisiune. Aș vrea să o întreb pe Mirela, după examenele de bacalaureat, încotro și dorește să meargă, ce facultate vrea să facă? După examenele de bacalaureat, cred că rămân la noi în Moldova, la Facultatea de Jurnalism Științe ale Comunicării. Sper. Ne spui și de ce? De ce? Pentru că îmi place această profesie, încă de mică mă vedeam în asemenea profesie. Îmi place într-un fel să fiu un vizor, dar nu să mă impun cu orice scop. Și astfel aș cuprinde toate, să zicem așa, plăcerile mele și lucru cu oamenii și faptul de a fi într-un fel, zis așa, vedetă. Până la urmă, bine, îți dorim succes. Până la urmă, toți din colegii tăi au un drum bine definit după examenul de bacalaureat? Nu au toți un drum bine definit. Sunt din cei care, până la momentul dat, nu știu sigur și cred că vor alege două facultăți în paralel și deja văd care. Dar foarte mulți spun că și-aleg o facultate așa să fie, dar masterul deja va fi cel care va determina profesia eventuală. E adevărat, trebuie să menționăm că mulți copii de acum sunt înscriși la multe facultăți psihotare.
Știm că acolo înscrierea se efectuează pe alte principii, nu numai decât pe examenul de bacalaureat. Și diploma de bacalaureat trebuie ca să fie prezentă, să aibă măcar notă de trecere, adică să existe. E adevărat, copiii ce eu să aibă note cu mult mai bune. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune. Vom urmări cu siguranță toate examenele de bacalaureat și vom reveni la acest subiect ca să vedem cum a decurs întreg procesul acestui examen de maturitate. Eu vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. În continuare, rămâneți cu Jurnalul Extern. Toate bune! Da.